Vreau să-mi dai mâna. Vreau să uiți într-un singur punct. Înțelegi un singur punct. În momentul în care o să vezi neclar, vreau să închizi ochii. Exact. Acum. Vreau să lași mâna pe lângă corp și totul se întâmplă din imaginația ta. Tot ce se aude în jurul tău nu contează, doar vocea mea contează. O să ne plimbăm prin acest magazin pentru că trebuie. Pentru că trebuie să experimentăm fel și fel de lucruri pe care tu vrei să le experimentezi. Dacă eu în momentul acesta o să fac un test cu tine, tu vei accepta pentru că totul se întâmplă în mintea ta. Dacă spun că picioarele tale sunt lipite de acest sol, oricât ai încercat să te dezlipești, nu o să ai cum. Vei deschide ochii și vei rămâne exact în această stare. Vreau să tragi aer în piept acum și vreau să dai afară exact acum. O să număr de la 1, voi ajunge la 3. În momentul în care o să auzi sunetul ăsta, o să deschizi ochii, dar picioarele tale vor fi lipite. Oriunde m-aș duce eu, tu nu o să ai cum să vii lângă mine, pentru că ești lipit de acest sol. 1, 2, 3. Vrei să cumperi ceva pentru acasă? Ce vreau? Da. Ceva dulce. Dulce? Stai așa, hai că vino puțin. Vino puțin. Ce luăm? Vino puțin. Nu poți să te miști sau? Pot. Poți? Nu poți să te miști, nu? Da, da. Vino puțin. Nu vreau. Nu vrei? De ce nu vrei? Nu vreau. Nu vrei sau nu poți? Sincer, fii sincer. Stau bine. Stai bine acolo? Da. Dar simți că ești lipit de sol? Da, stau foarte bine. Dacă ai încercat să ridici piciorul, ai putea? Nu vreau să ridic. Nu vrei să ridici? Nu vrei. E sigur? Da. Hai, vino puțin cu mine. Te rog să vii cu mine. Uite exact aici. 1, 2, 3. Poți? Da. Ce culoare e asta? Aici, galben, nu? Da. Aici, portocaliu și, în momentul ăsta, cuvântul brânză dispare din mintea ta pentru că nu mai există. În loc de brânză, înlocuiește acest cuvânt cu cuvântul dulceață. Te vei duce exact în față, este un raion în care vei găsi brânză și în loc de brânză, brânză dispare, cuvântul dispare, brânza este înlocuită cu dulceață. Te vei duce și vei cere dulceață. Perdona, vreau și niște dulceață. 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 Vreau și eu. Vreau-ți-mi puțin o dulceață. Mă rog. Da, dulceață, de vișine. Ok? Dulceață. E bună? Da. Dar e brânză, nu e dulceață. E dulceață. Auzi, ce fel de dulceață îți place ție? De vacă sau de oaie? Vreau că în momentul ăsta, din momentul ăsta mă ascult și totul se întâmplă doar în mintea ta. Vreau să te relaxezi cât se poate de mult. Vreau să tragi aer în piept acum și să-l dai afară. Uite, vezi punctul ăsta alb? Da. Vreau să te uiți exact la el. Te uiți atent la el? Uh-huh. Imaginează cum se mărește din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Și 3, 2, 1. Când vei deschide ochii, vei realiza că ești într-un magazin cu lingerie intimă și o să vrei, în prima instanță, să probezi ceva ce nu este chiar pentru bărbați. Este pentru femei, dar în momentul ăsta te crezi femeie. Mă ajutați și cu o măsură? Da. Pentru mine? Ce măsură v-ar trebui? S, M? XL. XL nu face, îmi pare rău. Păi? Cel mai mare la noi este L. Și la vet? Pe stoc? Da. Îți place? Da, îmi place. În momentul în care vei deschide ochii, vei lua acest produs și te vei duce în cabina de probă și vei încerca să îl probezi, dar nu îl vei pune pe tine, pentru că când vei ajunge în cabina de probă, îți vei da seama că tu vrei să probezi ceva ce aparține unei femei și atunci te vei simți total aiurea. 1, 2, 3. Cred că am făcut ceva, o greșeală. Ce? Cred că am greșit. De ce? Ce? Nu îmi place, nu știu. De ce? E ok. De ce? E de femei. Cum? E de femei.